Toată slava, toată cinstea, gloria și măreția să cuvin numai Domnului nostru, Iisus Hristos, a Lui nume să fie binecuvântat în veci de veci. Scumpi frați în Domnul Iisus, cu harul și cu ajutorul lui Dumnezeu, suntem din nou aproape de încheierea unui an. Cândva ne-am uitat la el ca la o mâine în care să ne facem planuri, în care să ne gândim ce va veni, ce va fi. Astăzi ne uităm la el ca la un ieri care a trecut aproape. Și câte din cele visate de noi au rămas neîmplinite, dar ce trebuie să împlinim și ieri, și azi, și mâine, e voia lui Dumnezeu. Glorie Domnului! Îndemnarea fratelui păstor pentru mine a fost să vorbesc despre familie, o îndemnare de familie, ca apoi să ne rugăm pentru familie. Dar familia nu-i familie dacă nu-i o femeie. Acolo unde este femeie, acolo este familie. Și acolo unde este femeie, dacă slujește cu adevărat lui Dumnezeu, ochii lui Dumnezeu îs peste ea, peste casa ei. Dumnezeu a făcut pe om să aibă cu cine vorbi, cu cine discuta, cu cine își împărți părerile, ideile. În fiecare revărsat de zori, în fiecare dimineață, venea și vorbea cu Adam. Dar l-a văzut că e tare singuratic. Și atunci i-a făcut femeie. Și astfel a adus-o la om. Și omul, prin duhul de descoperire a unei minți limpede, curate, care o avea Adam, a știut cine e aia. Iată, în sfârșit, a zis el, os din osele mele, carne din carnea mea, fiindcă i-a luat una din coaste și a făcut o clonare. Mărească-i să numele lui Dumnezeu. Și apoi i-a pus numele Eva. Cu un alt cuvânt, mama multora. Și din ea s-a răspândit pe tot pământul oamenii. Dar ce interesant că Dumnezeu în femeie a pus sămânța care să dea naștere bărbatului și în bărbat sămânța care să dea naștere femeii. Și așa Pavel Apostol în Corinteni 11 spune că și bărbatul este din femeie și femeia este, adică femeia este din bărbat și bărbatul prin femeie și toate sunt de la Dumnezeu. Dar ce interesant, istoria biblică peste tot aduce omagii oarecum femeii. În felul acesta ne stau în față femei bune, ne stau în față femei rele care au devenit bune.
Și în toate cazurile astea, Dumnezeu a arătat multă binecuvântare prin femeie. Aici cuvântul citit în seara aceasta, primul verset, ne spune așa de minunat: Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze, să facă să lumineze peste noi fața Lui. Aceasta este de altfel o frântură luată din numeri 6, în care exact așa scrie și acolo, să facă să lumineze fața Lui peste noi. Dar fața Lui peste noi luminează atunci când în familie femeia îi cu totul dedicată lui Dumnezeu. Auziți ce cânta Maria în Luca, evanghelistul scrie despre aceasta, și cântarea Mariei începe în capitolul 1 al lui Luca, dar eu voi citi de la 43. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine Maica Domnului meu, a zis mătușa Mariei, Elisabeta. Fiindcă, iată, cum ne-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie, ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrurile care i-au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Și Maria a zis, a început și ea să cânte: Sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul Dumnezeu Mântuitorul meu, pentru că a privit pe starea smerită a robei sale, căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită, mă vor numi fericită, pentru că cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine, numele Lui este sfânt. Și îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. Și acum auziți, El a arătat putere cu brațul Lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunile lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi a săturat și pe bogați a scos afară cu mâinile goale. Ce minunăție! Starea unei femei smerite aduce peste casă binecuvântarea. Starea unei femei mândre aduce în casă discuții, ceartă și lucruri slabe. Maria spunea că ea era într-o confruntare cu femei mândre, cu casea oamenilor mari. Istoricii povestesc că pe vremea aceea cei mai mari chiaburi, oameni cu averi a lui Israel, fiecare vroia ca în casa lui să vină Mesia, că ei au citit în Mica, au citit peste tot, dar ei credeau acum că la ei trebuie să vină. Și așa că unii chiar din Betleem și-au ținut fetele închise în conacul lor să nu iasă afară, să fie curate și la ei să vină. Dar Maria cântă în cântare, a risipit gândurile celor mândri și a privit spre starea smerită a robei sale. Deci,
dacă mândria locuiește undeva, Dumnezeu nu privește cu plăcere acolo, cum zicea un poet de cântare, cu cei mândri și îngânfați el nu umblă, ci de la sine ia lungă. Dar dacă e smerită femeia, coboară Domnul în casa aia, mărească-se numele Domnului. Să umblăm în smerenie nu numai femeile, ci și bărbații, și fetele, și băieții, și copiii, toți suntem chemați să umblăm în smerenie. Ați văzut acum să facă să lumineze fața lui peste noi. Dar cum dacă nu stai în smerenie? Trebuie neapărat să stăm în smerenie. Familia unde este smerenie, acolo nu-i vorbă de certuri. Familia unde este smerenie, acolo este înțelegere bună. Familia în care este smerenie și femeia smerită aduce har în casă și binecuvântări. Ea se supune voii lui Dumnezeu, ea ajunge mamă și se bucură în mijlocul copiilor ei, ne spune Psalmistul 128. Dragul meu, nu uitați, în seara aceasta, în scurtul meu cuvânt pe care îl am, fac un apel în mod special mamelor, femeilor, surorilor noastre, căutați smerenia, nu căutați împodobirile, nu căutați făloșeniile lumii, nu căutați mândrețurile, ci în smerenie, umblând pe calea pocăinței, veți avea mult har și multă binecuvântare. Poate că deprisos, dar am îndemnul ăsta să vă spun. Nevasta mea o cunoașteți, ați cunoscut-o, adică ea a fost o ființă smerită. Ea a fost o ființă care n-a încăierat niciodată în viața ei o vorbă de ceartă, o vorbă de discordie. Ea totdeauna și-a spus clar părerea, și gata, dacă am zis eu altceva, n-am mai zis nimic. Sara, când era gata toată ziua, atunci ne înțelegem asupra lucrurilor care erau oarecum divergente între noi și le punem cap la cap, fără zgomot, fără ceartă, fără să audă cineva ceva, pentru că smerenia aduce binecuvântări în casă. Am trecut prin multe nevoi, dar smerenia ei a adus harul lui Dumnezeu. Și cum vedeți până azi, toți cei 8 copii slujesc Domnului. Unde femeia îi smerită și își învață copiii smerenia, să știe să tacă, să știe să răbde, să știe să nu răspundă obraznic, să știe să vorbească cu oricine, cu mult respect. Dacă așa e învățătura din familie și apoi pe lângă asta citirea cuvântului, cântarea și rugăciunea, îți va ține casa bine lângă Dumnezeu și te vei bucura de copiii tăi. Te vei bucura de urmașii tăi, te vei bucura de nepoți și de strănepoți și Domnul îți va da zile multe, lungi, cu bucurie, cu sănătate. Și toate acestea vin de la smerenie, dar cel mai mult într-o familie smerenia se vede plantată în femeie. De la ea pleacă învățătura
copiilor să trăiască în smerenie, să nu se certe, să nu se bată, să știe să lese unul după altul. Mi-aduc aminte când eram copii mai mici, mai ales gemenii Amos cu Ezechiel, apoi Amos se uita la frate său, la Ezechiel, și dacă Ezechiel avea ceva și mama s-a zice, dă-i și la Amos. El imediat zice, nu mamă, nu, lasă să nu se supere, lasă să nu se supere. Era mic, dar știa unul de celălalt să nu se supere între ei. Tot așa cresc și copiii matale. Ai grijă, avem copii prin harul Domnului și aceasta e o mare binecuvântare. Ați văzut și la sărbătoarea asta când copiii au venit pe rând aici. Ce minunăție, măi, să vezi un popor întreg răsare deodată. Peste 10 ani de zile ăștia umple biserica. Da, păi când ăștia se căsătoresc și vor avea copii, apoi neapărat va trebui să facem altă adunare, altă casă mai mare. Dar până atunci, slavă Domnului de care o avem. Și totodată vreau să insist la aceasta, ca să răsară peste noi lumina feței lui Dumnezeu, nu vine dacă avem mândrii. Dacă vă trebuie podoabe, nu vine fața lui Dumnezeu. Că Dumnezeu nu-i plac podoabele astea. Dacă umbli cu haine, fuste sau pantaloni sau ce știu mai ce, dehamați sau să-ți arăți trupul în haine sau ce știu eu ce, acolo nu coboară Iisus. Iisus nu merge acolo. Iisus merge unde-i smerenie și smerenia ne învață să umblăm frumos înaintea lui Dumnezeu, glorie lui Dumnezeu. Și iubește Dumnezeu familia care îi smerită. Dumnezeu să aibă milă de noi și zic eu să umblăm în smerenie. Și să ne binecuvinteze cu tot ceea ce noi avem nevoie, atât bărbat cât și femeie, ce vede că îi lipsă la noi, puterea mâinii tale, Iisus, poate completa. Și dacă e nevoie, o nuia, ia tu nuiaua, Iisus, numai să ne aduci în starea în care să fim slujitorii tăi cu adevărat, atât bărbat cât și femeie și apoi și copiii după noi. Și să ne binecuvinteze, să facă să lumineze peste noi fața Lui. Așa zice și Numeri 6:26 și în Psalmul 4:8 arată la fel, că cel care e protejat de Dumnezeu, cel smerit înaintea Domnului, apoi zice salmistul, eu mă culc și adorm în pace, că numai Tu, Doamne, îmi dai liniștea de plină în locuința mea, mărească-se numele Domnului. Ce minunat e aceasta! Aș vrea acum totuși să mă mai duc și în Efeseni la un verset care îmi place să îl citesc și apoi eu mă voi apropia de încheiere ca să aibă și prea iubitul nostru frate timp să își spună părerea lui cu privire la seara aceasta slăvită. Să fie Domnul Iisus. Efeseni
cu greu ajung la frații mei, la efeseni. Dar oricum, așa, cuvântul Domnului de aici ne spune în 3:12, în El avem, prin credință în El, slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu încredere. Mărească-se numele Domnului. Numai dacă cu încredere ne apropiem de Dumnezeu, atunci Dumnezeu Preasfântul ne binecuvintează și vom fi și noi plini de putere și de încredere în Dumnezeul nostru, dacă trăim în smerenie, mărit să fie Domnul. De aceea, cuvântul tot din Efeseni ne mai spune, versetul 15, care e foarte interesant, luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Vedeți bine ce sunt zilele noastre, cum sunt zilele noastre. Și fiindcă trăim astfel de zile, ca Dumnezeu să ne lumineze, să strălucească fața Lui peste noi, avem nevoie de smerenie în primul rând. Și apoi să răscumpărăm vremea. O trecut anul ăsta, aproape nu-l mai avem. Dar dacă ne uităm în urmă, ai ridicat tu pe cineva din starea de cădere? Ai ajutat tu pe un orfan, pe o văduvă, pe un văduv, mai ales cei care sunt și infirmi și s-a nimănui? Ai ajutat tu acolo? Pe vremuri când a început Sfânta Pocăință, apoi primul lucru care îl făcea surorile, frață, pe vremea aceea, era să se intereseze de oamenii netrebuiți, de oamenii pe care nu dădea nimeni nimic pe el. Mi-aduc aminte chiar soacră mea și cu nepoată de-a ei, amândouă s-au pocăit, dar înainte vreme era circul satului, făceau toate minunile, mai ales la sărbători. Ei făcea pe toți să râdă. Dar când s-a pocăit, primul lucru, era în sat acolo pe o vale un văduv bătrân mai neputincios și l-a umplut păduchii. Și atâta păduche era că spunea și pe jos, vedeai umblând păduchii, nu numai pe el. Îl mânca păduchii de viu. Și ele s-au dus acolo cu ce-au avut ele, cu leșie, cum era atunci, că nu avea ce avem noi azi, detergent și câte toate. Făcu leșie din cenușe, din cenușe de cocen, de cucuruz. S-a dus la el, l-a dezbrăcat gol, l-a tuns, l-a spălat, l-a făcut în tot chipul și într-o sticlă o băgat de petrol, o băgat un pumn de sare și o tot scuturat-o până s-o dizolva sarea. Și atunci l-a făcut pe unde a avut păr tot bine după ce l-a tuns, l-a făcut cu petrolul ăla. Și petrolul ăla a omorât toate ouăle de păduchi. Și nu mai a avut omul păduchi pe el și i-a cumpărat hăinuțe, l-a îmbrăcat, i-a curățat casa. Tot satul somnirat. Uite mă ce-a făcut pocăitele. Dar ce rezultat a fost? Prima că a început să se pocăiască câteva femei, la urmă băieților s-au pocăit și doi din ei au ajuns să fie numiți în sat, gemenii credinței. Era Stănuș Ilie și Vasile Zămora și ei
au început de tinerei să predice și până azi biserică în Sebeșel, măriți să fie Domnul. Dragii mei, smerenia noastră și aplecarea la nenorociți aduce har și căsile noastre vor înflori și copiii noștri vor învăța de la noi ce înseamnă pocăința, în smerenie să fie o mână de ajutor, sau mai bine zis, extensia mâinii lui Dumnezeu pentru cel nevoiaș. Amin!